sunt invitați finaliștii categoriei de deputate 79 kg. În dres roșu, Laurențiu Marcu, Liceu Internat Municipal, profil sportiv.
Acest meci este câștigat de către Marius Petco, unghel, care a devenit campion în categoria 79 kg. Felicitări! Luptătorii categoriei până la 70 de kg. Pe locul 3 s-au clasat Constantin Kirilov, Riune, și Gabriel Ojov, Liceu Republican cu profil sportiv. Pe locul 2 s-a clasat Ion Marcu, Liceu Internat Municipal cu profil sportiv. Campionul această categorie a devenit Pavel Grau din Timișlia. Înmânează premii Antonio Conflit, președintele Federației Europene de Caldere, și Alexandru Gâscă, director executiv ATEX. La Saltea Andres Roșu,
Eugen Mihalcean, campion al Republicii Moldova, junior. În dresul albastru, Alexandru Borș, premiat la campionatul mondial locul 3 și campionatul european locul 3, categoria de vârstă, under 17, cadeți, ediția 2022.